ziua, dragi elevi! Astăzi ne reîntâlnim la o lecție de chimie în clasa 11-a. Jin Lin spunea, chimia este știința materiei și a transformărilor pe care le suferă materia. Viața reprezintă cea mai înaltă expresie a chimiei. Tema lecției de astăzi este diversitatea compușilor organici, teoria structurii chimice a compușilor organici. Astăzi, la lecție, vom argumenta cauzele diversității compușilor organici, vom clasifica compușii organici, vom enunța noțiunile izomerie, izomer, structură chimică, formulă de structură, serie omologă, omolog. Vom formula tezele principale ale teoriei structurii chimice a compușilor organici, vom descrie importanța teoriei structurii chimice a compușilor organici pentru dezvoltarea ulterioară a chimiei organice. După cum știm, la ora actuală, substanțele organice care sunt alcătuite doar din câteva elemente chimice sunt mult mai numeroase decât substanțele anorganice, în compoziția cărora intră toate elementele chimice din sistemul periodic. Din 100% de substanțe cunoscute, 90% le ocupă substanțele organice și numai 10% substanțele anorganice. Care este cauza marii diversități a compușilor organici? Numărul mare de combinații organice se datorează unor proprietăți specifice ale atomului de carbon de a se uni cu alți atomi de carbon, formând catene sau cicluri care conțin un număr mare de atomi de carbon, iar legăturile dintre ei fiind diferite. Să ne amintim că există catene carbonice lineare, ramificate, ciclice, iar legăturile dintre atomii de carbon pot fi simple, duble sau triple. S-a demonstrat că există un număr enorm de compuși organici alcătuiți numai din carbon și hidrogen, numite hidrocarburi. Hidrocarburile sunt compuși organici ale căror molecule sunt formate numai din atomi de carbon și hidrogen. Formula generală a hidrocarburilor este CXHY, unde X și Y sunt numere întregi pozitive. Prin înlocuirea atomilor de hidrogen din hidrocarburi cu atomi sau grupe de atomi ale celorlalte elemente organogene, se obțin derivați ai hidrocarburilor. Datorită acestui fapt, savantul german Schorlemer în anul 1889 a elaborat următoarea definiție. Chimia organică este chimia hidrocarburilor și a derivaților acestora. Numărul mare de compuși organici obținuți atât pe cale sintetică cât și direct din natură a determinat necesitatea clasificării lor. Clasificarea substanțelor organice se realizează în funcție de grupa funcțională. Atomii sau grupele de atomi care conferă moleculilor proprietăți fizice și chimice specifice se numește grupă funcțională. Grupa funcțională fluor, clor, brom, iod este specifică pentru derivații halogenați. Grupa hidroxil OH este specifică pentru alcool și fenol. Pentru compușii carbonilici este specifică grupa carbonil COH. Grupa carboxil COOH este specifică acizilor carboxilici. Nitroderivații au grupa specifică nitro NO2 și pentru amine este specifică grupa amino NH2.
Compușii organici includ mai multe clase de substanțe organice, cum ar fi hidrocarburile, care la rândul lor se clasifică în două grupe mari, saturate și nesaturate. Din hidrocarburile saturate fac parte alcanii și cicloalcanii, iar din hidrocarburile nesaturate fac parte alchenele, alcadienele, alchine și arenele. Șirul de hidrocarburi, care au structură asemănătoare și corespund aceleiași formule generale, dar diferă prin una sau câteva grupe CH2, se numește serie omologă. Omologi sunt substanțe cu structură similară, care se deosebesc prin una sau mai multe grupe CH2. Grupa CH2 este numită grupa metilen. Derivații hidrocarburilor, la fel, sunt clasificați în două grupe mari, cu funcțiuni simple și cu funcțiuni mixte. Din derivații hidrocarburilor cu funcțiuni simple fac parte derivații halogenați, compuși hidroxilici, compuși carbonilici, acizii carboxilici, aminele și nitroderivații. Din derivații hidrocarburilor cu funcțiuni mixte fac parte grăsimi, aminoacizi, esteri, proteine, hidrați de carbon. Ca bază pentru clasificarea compușilor organici, servește teoria structurii chimice a compușilor organici. Cum a apărut această teorie? În anul 1835, Wöchler considera chimia organică o pădure de nepătruns. La începutul secolului al XIX-lea, chimia organică avea nevoie chiar de o teorie care ar fi explicat de ce carbonul poate forma un număr mare de hidrocarburi, de ce substanțele organice sunt mai numeroase decât cele anorganice, de ce valența carbonului poate fi variabilă 2 și 4 și care e valența lui în compușii organici, de ce există substanțe cu aceeași compoziție și masă moleculară, dar cu proprietăți diferite. În ansamblul, noțiunile de atom, moleculă, valență și conceptul de legare a atomilor în molecule au constituit premisele elaborării teoriei structurii chimice a compușilor organici. Elaborarea teoriei structurii chimice a compușilor organici este legată de numele mai multor savanți din secolul al XIX-lea. În anul 1857, Kekulé a lansat noțiunea de valență și a constatat carbonul drept element tetravalent. Franklin, în anul 1852, a introdus noțiunea de forță de combinație, ce a precedat noțiunea de valență. Cooper și Kekulé au emis conceptul legării atomilor în moleculă, introducând liniuțele care sunt folosite și în prezent la redarea formulelor de structură. Gerhard a menționat pentru prima dată despre interacțiunea atomilor în moleculă. Totodată este autorul clasificării compușilor organici. Interpretarea științifică a descoperirilor de până la anul 1860 de către numeroși savanți a fost efectuată de chimistul rus Butlerov, care a făcut o generalizare a lor și în anul 1861 a elaborat teoria structurii chimice a compușilor organici. Această teorie a pus bazele științifice ale chimiei organice și a explicat legile ei principale. Tezele de bază ale teoriei structurii chimice sunt următoarele. Toți atomii care formează molecula compusului organic sunt uniți
într-o anumită consecutivitate, conform valenței lor. Ordinea de legare a atomilor în moleculă și caracterul legăturilor se numește structură chimică. Noțiunea de structură chimică se referă la natura atomilor, numărul atomilor și felul în care sunt legați atomii în moleculă. În chimie organică, pe larg sunt folosite câteva tipuri de formule. Formula moleculară indică specia de atomi și numărul de atomi de fiecare element din moleculă. Formula de structură sau grafică reprezintă ordinea de legare a atomilor în moleculă. Formulele de structură constituie limbajul chimiei organice. Pornind de la concepția tetravalenței carbonului și capacitatea lui de a forma catene, se alcătuiesc formulele de structură ale compușilor organici. Notând în mod convențional valența elementelor prin liniuțe, putem prezenta ordinea de legare a atomilor în molecula de metan. Pentru ca în molecula de etan toți atomii de carbon și hidrogen să formeze o moleculă, atomii de carbon trebuie să fie legați între ei. Consumând câte o valență, pentru a se uni unul cu altul, atomii de carbon mai dispun de către trei valențe libere care pot fi saturate cu atom de hidrogen. În al treilea exemplu, în molecula de etină sunt consumate trei covalențe pentru a se uni atomii de carbon între ei și fiecare atom de carbon mai dispune de câte o valență care este saturată cu atom de hidrogen. Trebuie să luăm în considerație că formulele de structură oglindesc numai succesiunea în care sunt legați atomii între ei, nu și poziția ce o ocupă în spațiu. Formula de structură sau grafică poate fi scrisă desfășurată sau semidesfășurată. În moleculele semidesfășurate, liniuțele indică legătura dintre atomii de carbon, dar nu dintre atomii de carbon și hidrogen. A doua teză a teoriei structurii chimice a compușilor organici sună în felul următor. Proprietățile compusului depind nu numai de natura și numărul atomilor care alcătuiesc molecula, dar și de consecutivitatea unirii atomilor în moleculă. Ce influență are ordinea de legare a atomilor în moleculă asupra proprietăților substanțelor? Studiind structura moleculelor de hidrocarburi, Butlerov a ajuns la concluzia că începând cu butanul, sunt posibile diferite moduri de legare a atomilor în moleculă. El a prezis existența celor doi izomeri pentru hidrocarbura C4H10. Și în anul 1867 a sintetizat izomerul prezis, confirmând astfel justețea teoriei sale. Acest izomer a fost numit izobutan deoarece diferă de butanul normal prin structură și proprietăți. Butanul fierbe la temperatura de -0,5°C, iar izobutanul fierbe la temperatura de -11,7°C, deși ambii au aceeași formulă moleculară C4H10. La fel și pentru pentan, savantul a prezis trei izomeri care au fost obținuți pe parcurs. Compușii care au o compoziție moleculară identică, aceeași formulă moleculară, dar structură chimică și proprietăți diferite se numesc izomeri.
Numărul de izomeri crește brusc pe măsura măririi numărului de atom de carbon în moleculă. Dacă hidrocarbura C5H12 are 3 izomeri, hidrocarbura cu formula C10H22 poate avea 75 de izomeri, iar hidrocarbura cu formula C13H28 poate avea 802 izomeri. Fenomenul de existență a substanțelor organice cu aceeași compoziție și masă moleculară, dar cu structură și proprietăți diferite, se numește izomerie. Teza numărul 3 sună în felul următor. După proprietățile compusului dat, poate fi determinată structura moleculei, iar după structură putem prezice proprietățile lui. De exemplu, cunoscând structura moleculei de butan, observăm că toate legăturile de valență ale carbonului și hidrogenului sunt complet saturate și putem prezice că acest compus nu participă la reacțiile de adiție. Studiind chimia organică, ne vom convinge că compușii organici care au aceeași formulă moleculară, dar structuri diferite, posedă diverse proprietăți fizice și chimice. A patra teză a teoriei structurii chimice a compușilor organici sună în felul următor. Atomii și grupele de atomi în moleculă se influențează reciproc. Aceasta se manifestă în molecula fiecărei substanțe, atât organice cât și anorganice. Să explicăm această teză folosind ca exemple substanțele hidroxidul de sodiu, care este o substanță anorganică, și etanolul, care este un compus organic. Aceste substanțe conțin grupa hidroxil OH în molecula lor. Și totuși, în soluții apoase, proprietățile acestor substanțe se schimbă consecutiv. Hidroxidul de sodiu este o bază tare, acționează asupra indicatorilor, pe când etanolul este o substanță neutră, nu acționează asupra indicatorilor. Cauza caracterului diferit a grupei hidroxil este condiționată de influența atomilor cu care este legată grupa hidroxil. În hidroxidul de sodiu, grupa OH este legată de un metal, iar în etanol, grupa OH este legată de un nemetal. Și de aceea, proprietățile acestor substanțe diferă. Teoria structurii chimice a compușilor organici este o descoperire fundamentală. După importanță, ea poate fi asemănată cu sistemul periodic al elementelor chimice. Teoria structurii chimice a pus bazele științifice ale chimiei organice și a permis să explice structura moleculelor compușilor organici, diversitatea mare a compușilor organici și prezicerea teoretică a existenței unor noi compuși organici, precum și calea de sinteză a lor. Și acum să exersăm împreună. Subliniază substanțele cu aceeași compoziție chimică. Corect! Substanțele cu aceeași compoziție chimică sunt A, B și C, deoarece toate aceste substanțe conțin în molecula lor 5 atomi de carbon și 12 atomi de hidrogen. Subliniază răspunsul corect. Izomerii au proprietăți diferite sau identice, structuri chimice diferite sau identice, compoziție moleculară diferită sau identică. Corect!
Izomerii au proprietăți diferite, structuri chimice diferite, compoziție moleculară identică. Vă urez succes! Mulțumesc pentru atenție!